Bună seara, sunt Arotela! Evident că știți, că doar îmi urmăresc canalul. Ah, n-a făcut nimic de Valentine și Valentine! Adevărul este că nu-mi place cine știe ce Valentine's, pentru că este o sărbătoare importată. Prefer dragobete, 1-8 martie, alte sărbători. Eventual am putea să ne iubim în fiecare zi, dacă tot e vorba de iubire. Dar haideți să ieșim din tonul grav al steliumului învărsător și să ne simțim un pic bine. Acum, în primul și în primul rând, luați această prezentare, acest video, ca pe un video distractiv. Apoi, vedem ce mesaje primim. Pentru că am fost rugată la un moment dat de cineva, o doamnă, nu vreau să-i spun numele ca să nu se simtă jenată, să fac etalare despre cum va fi când o să vă întâlniți voi doi. Și pentru că nu am făcut niciodată ceva de genul ăsta, am zis, hai totuși să încerc cu ceva mai ușor. Dacă ar putea să fie ușor, rămâne de văzut. Despre cum va fi primul vostru sărut. Primul vostru sărut în viața voastră sau primul vostru sărut cu persoana la care vă gândiți. În fine. Vom vedea ce mesaje primim de la univers, ce ni se permite să aflăm, însă să fiți deschiși la surprize, pentru că energia divină are dreptul să vă ofere surprize, chiar dacă primiți mesaje pe diferite căi, întotdeauna va fi acea doză de necunoscut care adaugă ca sarea și piperul în mâncare. E ceva special în întâlnirea voastră, în experimentarea unor lucruri. În fine, haideți să vă alegeți. 1, 2 și 3. Nu mai scot întregul set. Am luat doar o carte din fiecare, da? Vă alegeți 1, 2 sau 3. Ia. Vă puneți pauză și vă gândiți. Și eu o să încep să fac etalarea pentru fiecare. Încerc să fie o etalare mai scurtuță. Rămâne de văzut dacă o să vă placă. Încercăm, măcar să vă distrăm. Eu și cu echipa Mura. Sper să nu mă distreze, sper să mă inspire. Ai auzit? În fine, haideți să vedem. Cei care ați ales numărul 1. În primul și în primul rând să-mi pregătesc eu cărțile. Vreau să fie un pic mai, poate că o să treacă timpul un pic altfel, dar să vedem cei care ați ales numărul 1, cum va fi primul vostru sărut. Ok, doki, ce-a picat? Interesant! Wow! Ok. Foarte interesant. E bine că am ales și cărțile astea. Acum, energia generală, am zis? Da, energia generală. Să nu mă lungesc, ca să pot să le fac pe toate trei. Ar fi trebuit, poate, dacă o să vă placă, să mai fac și seria a doua, cu mai multe variante sau, dacă nu, mai multe, mai complexe. Dacă vă place, dacă simțiți că rezonați. Ok. Numărul 1. Energia generală. Energia dintre voi. În momentul în care vă veți săruta. Ia. Numărul 1. Aceasta. Interesant. Și ar mai fi bine încă o carte. Numărul 1. Energia generală pentru cei doi când se vor săruta. Hai. Dacă durează prea mult, o să pun pauză. Deja prea multe. În fine. Să păstrez doar prima. Poate o să mă uit și la celelalte la un moment dat. E, uite, interesant, să opri la îndrăgostiții. Îndrăgostiții, cu siguranță că veți fi îndrăgostiți sau vă veți îndrăgosti în momentul în care vă veți săruta. În cazul în care unii încercați, eu nu știu cum putea, poate cineva să se sărute cu altă persoană fără să fie îndrăgostită. Chiar nu știu. Nu înțeleg. Dar știu că sunt mulți care practică asemenea lucruri fără implicare. Da, deci vă veți îndrăgosti cu siguranță unul de celălalt. Ok, spiritul în general al acestui moment. Numărul 1. Dată. Ok. Să vedem cum citesc cărțile. Spiritul lui și apoi spiritul ei. Evident că puteți să suciți situația. Deci el este așa. Și acum este. Stai să vedem. Dacă simțiți că nu rezonează la spiritul vostru, puteți să inversați. Sau să știți că în relație cu acel personaj veți reacționa altfel decât de obicei. Ia. Ciudat. Ciudat. În fine. Ok. Ce ar mai trebui să aleg? Cum vă vede el și cum vă vede ea. Ia. Ok. Cum vă vede ea. Sau cum îl vede ea pe el. Foarte ciudat. Și cum? Deci ea îl vede pe el așa. Și cum o vede el pe ea. Stai să vedem. Deci simte totuși. Simte. Interesant. Ce frumos, dacă a putut să de cărți. Ok, și apoi o să fac în seria asta de cărți, le-am pregătite. Deci, în primul și în primul rând, vor exista multe emoții, dar multe emoții reținute. Reținute din niște motive. Se va... Interesant, Carta Luminii a venit invers. Cel puțin o persoană, deși cred că amândouă, se vor conecta la o vibrație înaltă. Această lumină, totuși, nu este o stare pe care ați mai experimentat-o des sau poate niciodată și din acest motiv există această reținere. Însă cel mai important este că se activează chakra a 5-a în momentul în care vă veți săruta. Și posibil ar trebui să scot mai multe cărți, dar deocamdată vorbesc doar din ce am primit. Posibil, cel puțin unul dintre voi să simte nevoia să se exprime verbal. Este chakra comunicării. Să comunicați ce simțiți sau să vă comunicați stresul, emoțiile, pentru că este clar un moment de stres între voi. Și energia generală vă sugerează să acceptați momentul, să acceptați, acceptance, da? Acceptați momentul acesta de romantism, de seducție, de tandrețe, pentru că se vor deschide alte posibilități. Da, the heart of the, moment, pardon. Intrați în inima momentului și aici e o carte roșie plină de pasiune. Intrați în acest moment și eliberați-vă de acest stres. O să vă explic de ce se vede că aveți emoții și mai ales Doamna are emoții, mai ales Doamna. Doamna este foarte iubitoare de altfel și loves. Dragostea este un subiect care o interesează în modul cel mai profund. Ea este o iubitoare în general de viață, e un spirit sensibil, empatic și tocmai din cauza acestei sensibilități are acest stres. Din acest motiv, probabil, această carte a acceptării cred că este un mesaj în mod special pentru doamnă, din niște motive, o să vă arăt cartea. Dar evident că acest mesaj se poate să fie valabil și pentru energia masculină. Însă, eu cred că aici este reținerea, în mod special, a părții feminine, pentru că ea este cea care iubește, ea este cea care, într-un fel sau altul, ar trebui să se ofere, the bride offers herself, da? Ar trebui să se ofere, este plină de pasiune aici, pe lângă dragostea aceasta empatică, sensibilitate, ce mai are, vizibilă în prima carte, are și multă pasiune, dar nu o exprimă. De-aia îi se zice, simt că aceste mesaje sunt în mod special pentru doamnă. Îi se zice să îmbrățișeze momentul, să accepte momentul, romantismul, pasiunea, să renunțe, că de fapt ce face mireasa? Renunță la un stil de viață, la o dependență de familia, prima familie, și se oferă cu încredere soțului său, intră într-o nouă etapă, că la un moment dat, vă veți îndrăgosti, am zis, vă veți îndrăgosti și veți merge mai departe, variază mai mult sau mai puțin. Însă, ideea este să se bucure de moment, de pasiunea asta care zace în ea, dar care nu a fost exprimată, pentru că energia generală este crocodil, un soi de alte cupe, dar nu e azi de cupe. Am zis niște emoții reținute. Emoții reținute în general și în mod special în acest moment. Vă observați și unul și celălalt, însă unul dintr-o perspectivă, altul din altă perspectivă. Acum să vă și arăt. Spiritul Doamnei este în acel moment, nu în general. Repet, are niște cărți foarte frumoase care cred că acestea sunt ale ei, ale Doamnei. O vibrație foarte înaltă, dar din niște motive, este oarecum terifiată, înfricoșată de acest moment. Și oare de ce? Pentru că Domnul este reprezentat de, ce îmi place mie, caracatița, octopus, da? Evident, în fața unei caracatițe, nu doar șoriceii tremură, ci și unele animale mai periculoase. Nu că n-ar fi o fire puternică, repet, Doamna este o fire foarte sensibilă, dar felul în care, sau vibrația pe care o manifestă bărbatul, el, în acel moment al sărutului, este vibrația caracatiței. Este o vibrație foarte electrică, foarte acaparantă pentru mine, pentru că e octopus, e opt, ține de scorpion, are niște trăsături de-astea plutoniene, scorpionești. În fine, personajul, în mod special, bărbatul, dar evident că puteți să schimbați pozițiile dacă simțiți că nu vă reprezintă, dar eu vă zic că pe multe femei vă va reprezenta acest șoricel. Pentru că Domnul este foarte acaparant, are o minte extrem de creativă, de strălucitoare, de manipulatoare. V-ar îmbrățișa cu siguranță în timpul sărutului, dar cu siguranță în timpul sărutului va folosi câte mâini va avea. Dacă va avea 8, le va folosi pe toate. Rămâne de văzut, probabil că sunt și mâini energetice, interesant. Că doar vorbim de scorpion, de transmisii, de inducții, de subconștient, clar că vibrația pe care o transmite acest personaj este electrică, electrizantă. Simțiți că orice atingere, felul în care vă va atinge acest domn va fi, am zis, electrizant. Și asta vă sperie. Vă sperie pentru că n-ați mai simțit așa ceva. Că o să mai fi simțit diferite lucruri cu alte personaje, dar cu acest personaj veți avea niște senzații noi, pentru că e totuși un nou, este un as. și pe care trebuie să le acceptați. Să le acceptați, pentru că experimentați ceva nou. Trăiți momentul, e un moment plin de pasiune. Interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la Pantera. Am zis că e cineva care observă. Dar doamna observă din perspectiva celui, din perspectiva victimei, din perspectiva vânatului. Domnul observă din perspectiva vânătorului, interesant, al prădătorului. Și repet, sunt multe emoții, sunt multe emoții. O ploaie de binecuvântări, de stări emoționale vor veni în acest moment. Dacă reușiți să vă înfrânați, fricile, Doamnele, în mod special. Pentru cine voi vorbi, rămâne de văzut. Pentru că Domnul a zis că este extrem de inteligent și de creativ, felul în care sunteți percepute este 9 de spade. Vă simte frica și vedeți cum se vede? Vă simte frică. Poate că îi și place într-un fel să vă intimideze. Că sunt bărbați, bărbați și femei care adoră să intimideze. Dar ei percep că aveți mult stres. S-ar putea, ce mai primesc acum mesaj, totuși acceptance ăsta, această carte a acceptării, evident să fie un mesaj și pentru el, să accepte faptul că e atât de intimidant și de puternic. Am zis, repet, văd Pantera și octopusul nu e confortabil, chiar dacă e delicios în farfurie. S-ar putea să accepte că are această forță poate prea intensă pentru acel moment. Poate prea intensă pentru acea persoană. Extrem de delicată și ea pasională, dar în mod special delicată, sensibilă, spirituală. Așa simt. Și în acest motiv să încerce să rămâne de văzut, o să cauci încă 2 cărți explicative, 2 sau 3 cărți, că nu vreau să mă lungesc prea mult. Dacă vă place, mai facem seria a doua, a treia. Eventual din diferite perspective. Să încerce alte tactici, pentru că e un personaj creativ. Să încerce să vă abordeze ori pe stânga, ori pe dreapta, ori din spate, dar asta ca să puteți să renunțați la frică. Dar interesant cum vin aici aceste puncte de lumină și creative, interesant, dar parcă sunt ideile. Și Doamna intuiește, și cred că simte cum îi se induc anumite gânduri, anumite stări. Și cred că asta o înfricoșează în mod special. Asta o înfricoșează. De obicei, șoriciorul este foarte critic, se uită la detalii. Posibil că încearcă să găsească ceva. Dar cred că totul se va pierde în această căutare, în această analiză sau critică, care l-ar putea sau ar putea o salva de acest atac. Pentru că ea cum îl privește pe el, cum îl percepe. 7 de bâte. 7 de bâte e foarte bătăios, da? E bătăios. Dacă... Eu simt că, așa simt, rămâne de văzut ce alte cărți mai primim. Pentru că 7 de bâte poate să fie și defensiv. Și octopusul a venit așa, într-o poziție incertă. Clar că Domnul are aceste calități. S-ar putea să le rețină. Repet, tocmai pentru că simte că intimidează și să accepte faptul că e un moment special, da, de tandrețe. Doamna, într-adevăr, are o vibrație foarte frumoasă. Este Doamna, da, de fiecare dată. Acest moment este extrem de intens. Extrem de intens. Vă atinge până în inimă, da? Și să încerce să abordeze situația într-un mod mai blând. Nu defensiv, musai. Să o tactică mai puțin... intensă. În fine, haideți să vedem ce alte cărți primim. Aoleu, sper că nu se decalează sunetul, că am observat că se întâmplă, mai ales când e Mercur retrograd, să mi se schimbe. Și e neplăcut să vă uitați la mine și eu, fața mea să arate într-un fel și să vorbesc despre lucruri cu totul diferite. Am zis că aleg totuși câteva cărți să vedem atmosfera. Clar că a venit împăratul. Împăratul care cred că se manifestă prin acest octopus. Prin această energie foarte intensă. Și doamna, cred că este mai reprezentată de regina de cupe. Am zis o persoană care iubește, sensibilă, plină de pasiune, dar care ar trebui abordată, într-un mod mai delicat. Și aici s-ar putea să fie provocarea Domnului. Să trebuiască să apeleze la creativitatea sa, la mintea sa inteligentă și sclipitoare, ca să-i creeze o stare de confort, de acceptare, da, de confort. Și după cum vedeți, aici este cineva care este în genunchi, un pic de romantism, acest împărat. Este invitat în acest moment să intre și el într-o zonă romantică, emoțională. Și uite, așa se creează stabilitatea, 4 de bâte. Aș mai vrea să, încă o carte, totuși, pentru numărul 1. Cred că până una alta am zis că se va crea acceptat, se va accepta situația și de unul și de către celălalt, că sunteți diferiți. Cel puțin în acel moment, experimentați momentul din perspective foarte diferite. Ia uite. Nu că stați cu spatele unul la celălalt, dar fiecare e obișnuit să vadă lucrurile cu totul alt unghi. Și totuși, văd că altă carte nu mai vine, nu mai încerc, reușiți să vă echilibrați. Totuși vă completați că, de fapt, interesant, acest sărut este un portal energetic prin care voi veți trece. Ia uite unde s-a oprit la diavol. Prin care voi veți trece și în momentul în care treceți, înseamnă că reușiți să acceptați diferențele dintre voi care vă fac nu doar diferiți, ci și compatibili. Va trebui, evident, să comunicați ceea ce simțiți. Clar, să nu țineți în întuneric, a venit lumina invers, să nu țineți în întuneric, să nu stați foarte mult în acest nămol emoțional, să fiți deschiși, să comunicați. Da? Ce ar mai fi să simt? Domnul îi place în mod special să controleze. Doamna să simtă, să ofere, să împărtășească, dar, repet, doamna nu poate să ofere. În momentul în care simte că este acaparată, că este așa dominată energetic, poate chiar și verbal, poate eu știu, dar nu cred că verbal. Cred că mai mult o energie emoțională, va fi o încercare de a domina mental și emoțional ca să se ajungă la acel moment foarte, cum se exprim, clar că Domnul o dorește foarte mult pe doamnă, da? Și va folosi, am zis, toate mâinile. Multe feluri de a o mângâia, de a o stimula și acest sărut evident că va fi experimentat nu doar la nivel local, adică nu va fi un simplu sărut, va fi un sărut care vă va stimula întreg corpul. Dar mai presus de toți acești stimuli fizici, pe spate, pe mâini, pe picioare, pe gât, prin păr, da? Mai presus de acest stimul fizic va fi un stimul emoțional electrizant. Care, într-un fel sau altul, este dorit de doamnă, pentru că doamna este reprezentată de apă, da? Și aici avem totuși un octopus, tot reprezentarea alchimică a apei, da? Simbolul alchimic al apei. Deci, într-un fel sau altul, am zis, se completează, este ce își dorește, dar este ceva ce n-a mai experimentat. Și în momentul în care se acceptă situația și i-am zis, the bride offers, da? Doamna se oferă, mireasa se oferă. În momentul în care doamna acceptă că este în preajma unei personalități puternice și a unei energii puternice, înțelege și vreau să zic că cu cât se opune, cu atât își face rău, pierde această experiență. Cu cât se opune din cauza fricii, repet, șoricelul, 9 de spade, stresului mental, cu cât se opune, cu atât pierde ocazia unei relații în care cei doi se completează, pentru că acest octopus, acest împărat, poate să fie și protector. Dar fiind o energie atât de intensă, evident că nu este ușor de acceptat. Mai ales de oameni atât de sensibili și de empatici. Însă trebuie să învețe să accepte, să se ofere, să... going with the flow. Să se ofere, să se lase în voia pasiunii. Pasiunii sale și a pasiunii partenerului. Și aici să-și descopere în acest sărut și în acest moment să înceapă să manifeste această nouă relație. Am zis nouă familie, nouă relație. Neapărat, poate că veți face o familie cândva, dar e vorba de o nouă relație. Ea cu el, nu ea cu trecutul, cu familia, cu X, cu Y, da? Și în acest moment de... super, super intens, super pasiune, emoții, da? Haideți să vă arăt. Ia uite. Și pantera. Pârjol emoțional și pasional. Și 9 de cupe am văzut, de apă. În acest moment, în acea atingere fizică și energetică, veți simți lumina. Va fi o trezire. Am zis că 4 de bâte e ca un portal, veți trece dintr-un spațiu în alt spațiu și veți simți aceste binecuvântări. Vă veți bucura până la urmă, dacă reușiți să treceți de frică și de stres. Poate, repet, doamna ar putea să încerce să caute nod în papură, că asta e critica, cu șoricelul, să încerce să fugă, dar mă îndoiesc că va scăpa, pentru că acest octopus, acest împărat are multe tactici și până la urmă el dorește. El dorește și ce vrea o să aibă într-un fel sau altul. Și ce mai simt? Am zis multă pasiune, foc. Foc, emoții. Am zis, comunicați. Probabil că la un moment dat, până vă obișnuiți sau până se întâmplă momentul, vor fi niște... interesant. Noduri în gât. Dar dacă vă relaxați, noduri în gât și stres, dar dacă vă relaxați un pic și vă lăsați în voia momentului, veți experimenta ceva nou și ceva ce v-ați dorit. Un moment plin de pasiune. La care chiar ați visat. Nu știu, imaginea asta îmi sugerează mai degrabă un vis, da? La care chiar ați visat. Știți că sunt unele personaje sensibile care visează la un cuceritor, la un personaj puternic care să le ia pe sus, să le mânghe, să le sărute, să... Cred că unele doamne își doresc, chiar dacă nu spun acest lucru. Da. Vă doriți totuși interesant, dar vă doriți ceva trăsnet și cred că acest personaj vă poate nu intimida musai, că oricum vă intimidează. În acel moment va fi ceva ieșit din comun, dar de-aia vi se zice acceptați. Dacă sunteți domni și ascultați la doamne, va trebui să vă regândiți un pic tacticile. Pentru că vă... Interesant, un rege și o regină aici este, trebuie să vă întâlniți față în față, să nu fugiți, nici domnul să spună, oricum vă doriți, dacă ați ajuns în acest moment, clar că vă doriți. Nu cred că ar spune domnul nimic ceva de genul, nu vreau, nu, pentru că și el este plin de pasiune. Da, vrea să arate ce intens simte pentru ea, simte intens. Dar fiind o personalitate puternică, poate mă repet cu siguranță, va trebui să-și controleze un pic, să-și transforme metodele. Să vină așa mai... Să nu sufoce din prima. Așa, mai pendelete. Mai pendelete. Nu de alta, dar ca să facă față și la următoarele îmbrățișări și sărutări. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Deja am vorbit o grămadă. Haideți să... Nu mai pun pauză că... Aha, și să nu uit. La numărul 1. Ia uite, diavolul, foc. În persoană, diavolul în persoană, pantera, posibil semn de foc, unul dintre voi și altul semn de apă. Dar, vezi, și doamna are multă pasiune, dar e obișnuită să fie mult mai delicată, mult mai tandră, abordată altfel, romantic. Și o lecție și pentru domn, să fie un pic mai creativ. Creativ, da. Ok, hai să strâng. Hai să strâng. Și acestea să le pun, uite aici. Ok. Trebuie să am grijă să nu... Mi-e teamă că dacă pun pauză, o să se decaleze sunetul. Sper că nu s-a decalat cât am pus mai devreme pauză. Sper din tot sufletul. Ok. Cei care ați ales setul acesta de cărți. Da? Haideți să vedem. Cei care ați ales setul numărul 2. În care este energia? Sărutările voastre. Evident, super sexual, super sexual. Așa. Mesaj, alt mesaj. Energia generală a acestui moment. Chakra a doua. Chakra a doua. Creativ. Extrem de sexual va fi momentul. Adică veți simți până în chakra a doua întâi. În acest moment. Ok. Ia uite ce. Riding the cosmic wave. Călăriți valul cosmic, un val sexual care vine pe cale astrală, dar nu doar astrală și fizică. Wow! Legacy of Light la capătul setului de cărți. E clar că interesant. Pentru unii s-ar putea această moștenire de lumină. Da, moștenire, sexualitate, călărie. Mare grijă să nu treceți la faza cealaltă din acest sărut și să rămâneți, doamnele, cu vreun copil, ceva. În fine. Da, drăguț. Rămâne de văzut ce și cum. Haideți să vedem spiritul acestui moment. Spiritul acestui moment. Spiritul general al acestui sărut. Numărul 2. Cei care ați ales setul de cărți acesta. Interesant, cartea care o am este faetonul. Este aici, mi se zice riding. Călăriți valul cosmic. Poate e o chestie. Ia uite. Că tot am văzut faetonul, aici este Balena, probabil că vă veți întâlni la un drum, după un drum, în mașină, ceva de genul ăsta. Ok, spiritul lui, te rog frumos, spiritul lui. Spiritul lui. Care este spiritul lui? Da. Interesantă etalare, sper să vă placă. În primul și în primul rând să vă placă. Și spiritul ei. Spiritul ei, Murița. Spiritul ei. Spiritul ei. Energia ei. Energia ei. Energie foarte intensă între voi doi, e clar. Haide, te rog. Spiritul ei, energia ei. Dăm o carte. Spiritul ei. Ei tot ar vrea să se arate, dar este ceva. Trebuie să aveți răbdare. Dar domnul clar este într-o energie foarte intensă și acesta totuși protector. Spiritul ei. Interesant, amândoi marcați. Nu neapărat semne. Amândoi marcați. Desenul alchimic al pământului. Veți, și la capătul setului de cărți. Tigru. Multă pasiune. Multă pasiune. Hai să vedem. Cum este percepută doamna de către domn? Ia, cum este percepută doamna de către domn? Deci domnul are spiritul cerbului și doamna are spiritul păianjenului. Amândouă semnele alchimice ale pământului. Adică, într-un fel sau altul, aveți nevoie de împământenire în acest moment. Unde ești? Și cum este perceput el de către doamna? Cum este perceput el de către doamna? Wow! Te rog, lasă-mă, Mura. Ia uite, interesant, la capătul setului de cărți. Minte și corp, încercați să fiți în echilibru, că va fi un val de emoții și de sexualitate pe care nu l-ați mai experimentat prea des sau nu l-ați mai experimentat până acum. Încercați să fiți în echilibru, minte și corp, pentru că raiul va fi pe pământ în acel moment. Și apoi apare abundența. Abundența, moștenirea de lumină. Acum, ceva cred că se va crea după acest moment. Că asta înseamnă abundență după și moștenire. Ok. Te rog, lasă-mă în pace. În primul și în primul rând am zis că energia generală a acestui moment este extrem de sexuală. Extrem de sexuală. Și vă va lubrifia pe amândoi. Balena. Balena, evident, este regele de apă. Este o energie foarte intensă și emoțională, nu doar sexuală. Atât de intensă încât unul care poate are un stil de a fi mai, poate mai rigid, posibil domnul, așa simt. Deci e posibil să fie amândoi. Oricum, hai să zicem, amândoi trebuie să faceți surfing pe acest moment, pe aceste emoții prin care veți trece. Nu vă puteți opune acestor stări. Dacă experimentați doar din punct de vedere emoțional și încercați să evitați aceste stări emoționale, pierdeți esența acestui moment. Interesant că văd roșu și albastru. Însă pasiunea va fi cea care va guverna. Este o pasiune este o vibrație, nu e un roșu de chakra întâi, e un roșu așa mai magenta care duce către violet. Este o pasiune care vă crește pe amândoi. De-aia apare și abundența și moștenirea de lumină. Pe de o parte, cu această balenă, energia generală, vă intuiți stările și vă transmite și unul și celălalt. În fine. Domnul este reprezentat de cerb și Doamna este reprezentată de păianjenă. Am zis amândouă semne de pământ. Vă place să simțiți lucrurile, nu doar să aveți a face cu emoții, cu idei. Preferați mai degrabă o abordare senzuală. Interesant. O abordare senzuală. Și totuși în această relație există această telepatie. Comunicați de la distanță. Probabil că știți de mai mult timp că vă doriți. Ar trebui să fac o etalare despre voi, dar în fine, acum vorbesc despre acest moment, primul sărut. Domnul are această putere de a se conduce și de a conduce. Este un personaj protector, în principiu, masculin, extrem de masculin, de seducător, de încrezător în el însuși. Știe că are capacitatea de a conduce și de a conduce femeia în momentele intime și are o sexualitate evidentă. Este extrem de sexual, se vede pe corpul fizic, nu trebuie să intuiești. Și e și conștient de sexualitatea sa. Interesant. Și totuși este un punct negru în acest fel de a fi. Extrem de sexual și dominator, dar este asemănător cu regele cu cavalerul, în fine, nu contează, dar seamănă. Mi-aduce aminte totuși de regele de monede. Personajul vrea să și protejeze. Vrea să ofere stabilitate, pentru că chakra întâi înseamnă în primul rând stabilitate. Pentru că e conștient că fără stabilitate nu poți să manifesti un anume tip de sexualitate, da? Însă, trebuie să reconsidere anumite lucruri despre care am vorbit și să le reconsidere și din punct de vedere emoțional. Interesant este că felul în care o percepe pe Doamna este o percepe extrem de emoțională, dar faptul că au venit emoțiile invers probabil că, în general, consideră că emoțiile sunt un punct negru sau o slăbiciune a sa sau ale unor oameni. Dar tocmai această întâlnire, pentru că apare regele de apă, balena, care pentru mine regele de apă reprezintă dragoste profundă, emoții profunde. E sexualitate, e pasiune, dar este și dragoste profundă. Și aici este provocarea lui. Felul în care o percepe pe Doamna, o percepe emoțională și are impresia este a lui, da? Că aceste emoții sunt negative, sunt întunecoase. Poate că ceva, nu știu, așa simt, poate că ceva din Doamna, sau Doamna are ceva plutonian în ea, ceva scorpionesc, în ideea că sau nu neapărat. Ce simt? Deși poate că am dreptate și din ce a zis mai devreme, dar ce simt acum? Simt că Doamnei îi este teamă de sexualitatea sa. Interesant, am zis că este un moment extrem de sexual. Sunteți foarte atrași din punct de vedere emoțional și sexual și de-aia vi se zice să fiți în echilibru minte și corp. Da? Pentru că toate lucrurile astea, emoțiile și sexualitatea și pasiunea pe care o simțiți, vă va afecta corpul și mintea, felul în care gândiți. Și pentru că este un personaj intuitiv, că e puternic, în general liderii sunt intuitivi, dacă altfel n-ar putea să conducă. Și conștient de sexualitatea sa, simte că Doamna nu are o reținere în a-și manifesta sexualitatea. Din ce motive, nu intrăm acum în detalii, dar așa o percepe. Nu negativă. Nu, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Doamna dintr-un întuneric. Chiar este într-un întuneric, dar în ce sens? Nu că, eu știu, ori după o pauză, ori poate chiar un doliu, nu știu de ce zic chestia asta. Dar e interesant că aici este ca un cerc, da? Este ca un cerc. Aici iar văd un cerc negru, da? Înconjurat de roșu, de portocaliu, roșu și galben. Aici iar este, exact sunt culorile astea, da? Galben, portocaliu, roșu și negru. Am senzația că Doamna nu are încredere în sexualitatea sa. Interesant. Da, iar leitmotiv este sexualitate și emoții. Doamne, este foarte profundă, nu zic că nu este. Da, am zis o chestie scorpionească. Însă, să știți că, deși scorpionul este sexual, sunt aspecte ale scorpionului foarte intense, de care chiar și scorpionii fug. La o anumită vârstă, în anumite momente, etape ale vieții, în fine. Are legătură, o întrei și o vedea, să vedem ce legătură are cu scorpionul, dar e o casă, e o energie acolo. Eu cred că așa o simte, deci acest punct este cum o vede el pe ea și ia uitați-l cum este, da? Întuneric și apoi lumină, întuneric și apoi lumină. Interesant este că și coarnele lui sunt la fel. El e conștient de aspectul negativ și pozitiv al sexualității, al nevoii de stabilitate, de putere, da? Al încrederii pe care îl transmite, pe care îl are și pe care îl transmite, însă Doamna nu e atât de conștientă și aici este. Aici este. Trebuie să iasă în acest întuneric, da? De aici în acest întuneric și să înceapă să radieze. Să radieze lumină, încredere, stabilitate. El ar putea să ofere stabilitate pentru că cerul asta face, oferă stabilitate. Simt că această întâlnire, de-aia se continuă cu legacy of light, moștenire de lumină. Am văzut mai devreme abundență. Puteți să mergeți mai departe. Dacă Doamna iese, țese o cale, primește această, am senzația că acest sfat în mod special este pentru Doamna, să călărească riding the cosmic wave, să călărească, să îmbrățișeze acest moment, să se lase dusă de val de senzații, de acest sărut. Și uite așa, acest sărut o va scoate, se vor crea niște o posibilitate, o rețea prin care va ieși la lumină, va ieși în acest întuneric. Cum îl percepe ea pe el, ca fiind predestinată această întâlnire. Destin. Este o întâlnire predestinată. Și interesant că și aici este întuneric. Simte că acest personaj a venit să o scoată din această noapte, eventual a senzualității, sexualității prin care o fi trecut. Posibil, am zis, roșu ăsta ține mai mult de vibrație de dragoste, nu atât de chakra întâi, nevoia de stabilitate. Posibil că doamna s-a concentrat foarte mult pe interiorul său, pe aspectele sale negative, a reținut niște lucruri, a încercat, știți, a trecut prin noaptea întunecoasă a sufletului, da? A încercat să crească spiritual și crescând spiritual ce se întâmplă, uneori, adesea, renunțăm la această latură, primele două chakre, chiar a treia, pentru că ne concentrăm pe 4, 5, 6. Și așa se întâmplă. Și nu degeaba este dată această întâlnire să simțiți amândoi această dragoste profundă. Hai să vedem ce alte cărți. Dar nu, că n-am întrebat încă și nici n-am amestecat cărțile. Dar Domnul vrea să o protejeze, are această energie, e conștient de tot ce transmite, de ce este. Și vrea să fie protector, iau de două suflete perechi. Vrea să fie protector, ok. Regele de monede, că tot am vorbit, vrea să fie, iau și împărăteasă, vrea să fie protector, să aveți creștere, da? Vrea să fie protector. Pentru că, interesant, în seria aceasta de cărți, Spider este reprezentată, sau e a 13-a carte din seria cărților de pământ, un soi de regina de monede care țese, crește. Doamna va crește foarte mult în această relație, pentru că Domnul îi oferă stabilitate și vorbesc de relație, nu știu de ce, totuși e un sărut. În primul și în primul rând va ieși dintr-un tuneric. Interesant este că și uite, și aici balena, da? Dar balena, această dragoste profundă care se va naște între voi și felul în care comunicați profund și emoțional, în mod special, sincer, nu doar sexual, această dragoste vă va ridica pe amândoi deasupra acestui întuneric, în mod special pe doamna Simt. Ia să vedem ce alte cărți referitoare la acest, ia uite, stres, griji. Probabil că doamna a plâns foarte mult, a zis, a pierdut pe cineva. Ce alte cărți referitoare la acest sărut? Un sărut din dragoste. Foarte sexual, dar un sărut din dragoste. Acum o energie foarte intensă între voi, dar o oarecare supărare și ce frumos, ce frumos. O oarecare supărare din partea unuia, posibil a doamnei, în mod special. Pentru că ea este percepută ca având niște emoții negative. Ei, și acest domn vrea să fie protector, vrea să o ridice, vrea să o susțină. Și a venit regele de monede, am zis, 9 de spade, stres. Și această întâlnire dintre voi, da, în care veți comunica... Vă veți atinge, vă veți dărui eventual niște daruri și vă veți îndrăgosti într-un final, unul de celălalt, și veți simți aceste emoții profunde, unul pentru celălalt. Însă, cred că inițial, până a descoperi această latură și până a ieși din acest întuneric, da? Inițial veți simți această energie super sexuală, super sexuală. Da, așa văd. Pe partea masculină, domnul, doritor să ofere protecție, să ofere ceva care să o scoată pe doamnă din... Și aici e un joc de linii interesant, da? Și aici este tot un joc de linii, doar că aici este circular. Interesant, apropo de circularitate, sexualitate, da? Ori doamna a fost bolnavă, ori a pierdut pe cineva. Și balena este foarte empatică și compasivă. Cred că aici este energia pe care o veți simți unul pentru celălalt. Interesant că acești îndrăgostiți îmi arată două personaje dezbrăcate. Nu cred că veți ajunge acolo, deși există atracție foarte intensă. Nu cred că se va ajunge până acolo, dar cred că vă veți vedea, vă veți simți emoțional. Goliciunea, în ce sens? Vulnerabilitatea. Și unul și celălalt. Și veți simți că vă completați, nu degeaba... Doamna îl vede ca pe personaj predestinat. Personaj predestinat să o ducă într-o nouă direcție, să o elibereze, interesant, eliberare, orgasm, nu înțelegeți, da? Ce mai simt referitor la acest sărut? Că va implica și atingeri fizice, că semn de pământ, sunt semne de pământ, nu e apărat că sunteți voi semne de pământ, este marcaj puternic pe pământ și pe apă, dar în mod special pe pământ. Veți experimenta senzații care țin de tactil, de gust, auz. Miros, veți adulmeca, vă veți gusta și cu fiecare atingere și cu fiecare degustare veți savura ceva deosebit și veți crește în această dragoste, veți simți lucruri foarte profunde. Iar destinul, aceste aripi angelice, iar destinul, iar până la urmă, chiar dacă doamna simte de la început că este o întâlnire predestinată, sunt convinsă că și el va simți că sunteți predestinați să vă întâlniți în acest moment, să experimentați această atracție ca să vă completați, să vă ridicați, posibil... N-aș vrea să intru în genul ăsta de șablonare, posibil să fiți flăcări gemene și întâlnirea cu el să vă ajute să ieșiți, sau suflete perechi, niște suflete perechi speciale. Și acest personaj să vină să vă scoată dintr-o stare întunecoasă, mai ales pentru doamne. Veți simți că trăiți. Interesant. Veți simți că trăiți. Pentru că mult timp ați stat neiubită. Asta probabil că v-a făcut să și plângeți la un moment dat. Neiubită. Nu v-ați bucura de senzațiile pe care orice om ar trebui să le experimenteze, măcar din când în când. Cu un partener, într-adevăr, stabil. Pentru că v-ați dorit un partener stabil, nu vreți cu oricine. pentru că amândoi vă doriți parteneri stabili, pentru că am zis că asta e similar cu regina de monede, asta e similar cu 10 de monede, aveți legacy, aveți moștenire, ia uite, regina și regele de monede. Sunteți predestinați, acest sărut vă va ajuta să creați ceva nou. Și pe de-o parte, bine, acum mă detașez un pic de subiectul cu sărutul. Am zis că Domnul va conduce și Doamna va începe să-ți iasă, să crească, să creeze, de fapt, să creeze. Aha, e o latură creativă, apropo de sexualitate, de creativitate, de abundență. Poate chiar... Dar nu, repet, nu cred că ajungeți până la momentul în care să fiți împreună. Va fi doar un sărut. Nu cred că va fi mai mult de un sărut. Rămâne de văzut la următoarele întâlniri. Da. Însă veți conștientiza și veți simți la nivel profund emoțional că sunteți predestinați să fiți împreună o perioadă. Multe gesturi. Mângâieri. Și cred că Domnul va încerca să vă arate cât de prețioasă sunteți, prin felul în care vă va aborda, vă va conduce într-o nouă lume. Sexuală, senzuală. Vă va conduce în această lume emoțională. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Rămâne să mai facem, ca să încep și eu să mă obișnuiesc cu un anumit tip de limbaj. Deși știți că nu-mi place să vorbesc într-un anume fel în public. Nici așa. Da. Dar, în fine. Cam atât deocamdată. Repet, sper că v-a plăcut. O să pun cărțile. Nu pot să pun pauză, că mie când se decalează iar. Și n-aș vrea să se decaleze. Nu. Începem cu... De fapt, continuăm cu numărul 3. Numărul 3. Hai să vedem. Numărul 3. De ce se nevoia să cânt? La voi, nu știu. Poate că veți simți nevoia să cântați. Rămâne de văzut cum apare. Dacă apare mesajul ăsta într-un fel sau altul. Hai să vedem. Deci cei care ați ales numărul 3, energia generală dintre voi. Iar chakra a 3-a este și chakra a 5-a. Se va deschide chakra a 5-a și veți simți dragoste. Vă veți vindeca. Dar veți comunica foarte mult. Ce mai este de ales? Hai să vedem. Energia generală dintre voi doi. N-am mai făcut genul ăsta. O să vedeți. Dacă vă uitați în playlist-ul cu etalările la alegere, n-am mai făcut acest gen de... Oh, ce frumos! Moon of Light! Wow! Vai, ce frumos! Vai, ce frumos! Ok. Deci energia dintre voi, chakra a 5-a, Vishuddhi și femeia de lumină. Energia feminină, receptivitate, receptați lumina. Rămâne de văzut cum se prezintă Doamna în acest context. Interesant. Și avem și the beauty, frumoasa. Și spațiul dintre cuvinte. Probabil că e interesant. Spațiul dintre cuvinte, chakra a 5-a, veți comunica, dar veți comunica cu subînțeles. Iar a vrut să se arate balena. Balena, energia generală. Multe emoții, emoții profunde, dar și comunicare. Nu doar telepatică, nu doar emoțională. Comunicare cu divinitatea, băi, ce sărut, măi, dar ce sărut v-ați ales și voi, ia, Spiritul Domnului. Rămâne de văzut ce mai fi, ce mai apare. Ah, Spiritul Domnului, te rog frumos, te rog frumos, Spiritul Domnului, arată fine. Spiritul lui, că poate nu-i domn, poate e doar un băiat. Spiritul lui. Hai, te rog frumos, Spiritul lui. Ce spirit îl va anima în acel moment? Pe el. Hai, în acel moment. Oh, scoica. Interesant. Și pe ea? Stai, asta cred că tot la ea este. În fine, și pe ea? Spiritul ei. Oh! Nutria. Ah, interesant. Ah, am zis că trebuie să comunicați. Da? Ia-o-te, privighetoarea. Comunicați, nu doar telepatic, dar și creativ. Că ce fac eu? Cântam, da? Cântați. Poate va fi muzică în acel moment, clar. Sau unul cântă sau îi place foarte mult să asculte muzică. Nu știu, ori sunt oameni care nu ascultă atâta muzică. Mă mir cum pot să trăiască. Eu nu pot să trăiesc fără muzică. Așa, ce am zis că acum aleg cum o vede el pe ea. Privighetoarea. Privighetoarea care transmite mesaje în întâlnire. Transmite mesaje creative, muzicale. E vestită pentru cântecul sau unul probabil cântă. În fine, cum o vede el pe ea? Abundență. Plină de... sau manifestarea abundenței. Un soi de... Da, o să vedem. Da, iau-te, regina de cupe. Regina de cupe, asul de cupe, o nouă dragoste cu potențial mare. Ea, cum îl vede pe el? Cum îl vede ea pe el? Oarecum e de înțeles. Poate de pământ. Eu, un moment predestinat și la voi, un moment foarte emoțional, dar este predestinat să le experimentați. Ok, să-mi scot și cartea asta de aici. Cred că Doamna într-adevăr radiază, pentru că a apărut femeia de lumină. Domnul o vede pe ea, care, ca fiind reprezentarea sau manifestarea abundenței în viața lor, ceva va crește, se va desface, va genera un spor în viața sa. Iar Doamna este reprezentată de nutrie, similar cu 10 de cupe, de o ființă care a reușit să-și creeze universul său, să iasă din întuneric, să-și creeze universul său. Plin de dragoste, avem verde, chakra este deschisă, da, plină de dragoste, de lumină. Aici avem lumină, este Doamna de lumină și Domnul o vede așa cum este. O vede așa cum este, clar. Și o vede protejată. Simt acum că acest dragon este un dragon protector. Consideră că are o protecție divină, o protecție specială. De-aia a putut să ajungă în acest moment, în acest punct de lumină. Posibil Doamna comunică emoțional, spiritual, comunică emoțional cu cei din jur, le transmite și telepatic și din suflet, că poți să comunici nu doar mental, ci și din suflet, da? Și nu doar că așa comunică cu el, oamenii în general, dar cred că are și o comunicare, o legătură cu divinitatea, o legătură specială care a ajutat-o să-și descopere această bucurie în ea, această abundență care este văzută, este mărturisită, conștientizată. În fine, oricum, multă dragoste, multă și profundă și la voi. Dragoste, că e regele de cupe, dragoste adevărată. Și multă lumină, mai ales Doamna vine cu această lumină, explozie de lumină. Bine, nu spune explozie, dar așa simt. Este o stare de binecuvântare, de grație. Interesant, de grație. Domnule, el, nu mai zic domnul, că poate e băiat. Este reprezentat de scoică și a venit și viermele de pământ. În ce sens? Există un univers. Viermele e similar cu valetul de monede. Valetul e o energie tânără. Posibil să fie o diferență de vârstă sau de experiență. Nu musai sexuală, senzuală, în general, de viață. Însă încă nu s-a descălcit de niște lucruri. E deocamdată încălcit în el. Trebuie să iasă. Trebuie să iasă în această scoică în care a reținut o perlă. Scoica asta e un univers, de fapt. Scoică, univers, ce-o fi. Este un univers plin de culoare, de potențial interesant. Deci el are un potențial încă nemanifestat. Mulțumesc, da? Un potențial nemanifestat pe care în prezența ei îl poate trezi la o altă stare. Și potențial emoțional și potențial practic, vorbim de abundență, care nu înseamnă abundență, bogăție, dar implică și o stare de spor dintr-o anumită perspectivă. Am zis spațiul dintre cuvinte. Au, ce frumos, intimitate! Doamna are o frumusețe aparte, nu zic că el nu este frumos, dar este marcată de Venus, dar nu neapărat că e taur sau balanță, vai, nu mă înțelegeți așa. Este marcată de frumusețe și fizică, dar și spirituală și emoțională. Da? Nutria. Verde. Verde, turcoaz, are încredere în dragostea pe care o are. E și galben, da? Are încredere în dragostea pe care o are. Dragoste față de univers, față de ea, față de semenii săi. Și cred că aici spațiul dintre cuvinte este această energie. E ca un spațiu și aici parcă sunt niște linii pe care trebuie să scrie ceva acest domn. Trebuie să-și scrie, interesant cum vine mesajul, să-și scrie povestea de dragoste eventual, să-și scrie sărutul, să-l manifeste. Este nemanifestat. Poate că este primul sărut pentru cineva. Sau chiar dacă nu-i primul sărut, acest sărut va fi revelator. Revelator. Vă va trezi, mai ales pe el, la o profunzime emoțională și spirituală pe care n-a mai trăit-o. Eventual își va deschide această ceafră a 5-a și a 4-a și a 5-a, da? Va veni ceafra a 5-a comunicării. Va învăța să comunice emoțional, pentru că dacă vrei să manifesti ceva, trebuie să comunici. Și dacă vrei să manifesti un sărut, o întâlnire, o dragoste, orice în viață, sau un spor de ceva, sau o creștere, sau o transformare, trebuie să vorbești din suflet, nu din minte, nu, nici de jos, trebuie să vorbești din suflet. Asta pentru cei care nu știu să manifeste. De ce spun acum? Nu știu, rămâne de văzut. Dar cred că acest spațiu dintre cuvinte la acest băiat domn se referă. Este ceva ce n-a mai experimentat. Posibil s-a obișnuit cu experimente pământene, să zicem, senzuale, sexuale, dar mai puțin emoționale. Din punct de vedere emoțional, acest personaj a fost închis într-o carapace. Din punct de vedere emoțional, s-a protejat. De-aia am zis că e un grad de imaturitate, pentru că numai oamenii imaturi sunt așa de extreme protectori, da? Oamenii maturi știu că trebuie să rămâi deschis. Riști să fii dezamăgit, asta e, dar nu poți să te închizi, da? Și totuși, în această perioadă în care acest personaj s-a închis, s-a încălcit în el și în lumea lui materială, poate chiar, că e semn de pământ. Nu neapărat că e semn de pământ, marcat. Poate să fie orice semn. Poate să fie aer sau foc. Prea marcat de nevoi materiale și mai puțin a generat acest potențial imens. Creativ, interesant. Creativ cu privighetoarea care îți spune, vorbește, transmite. Și am zis, din punct de vedere emoțional, acest personaj a fost închis, însă cred că, iau, ce diferență, emoțional și unul și altul. Dar celălalt manifestă ce? Lumină, dragoste profundă, abundență. Evident că acest sărut este predestinat ca să vă simțiți emoțiile pe care orice om le are. Cu cât le negăm, cu cât fugim de ele, cu atât fugim de noi. Dar ce e și mai interesant este că în momentul în care acest personaj își dă voie să radieze, da? Și personajul acesta radiază. În această întâlnire, în acest sărut, acest bărbat, bine, amândoi veți experimenta o stare de intimitate foarte profundă cu regele de cupe, cu regele de apă, cu balena. Intimitate, dar ce frumos este că va fi o intimitate în lumină, în emoții și în spiritualitate. O intimitate pe care acest personaj n-a experimentat-o niciodată. N-a experimentat-o niciodată. Poate că nici ea. Dar ea își cunoaște potențialul, știe ce vrea să manifeste și dacă îl va manifesta cu el, înseamnă că l-a manifestat, înțelegeți, în viața sa. Nu poți să întâlnești în viață doar doi oameni treji. Poți să ai acest potențial și cu cineva care se trezește în momentul în care te întâlnește pe tine, înțelegi? Deci un moment de intimitate extrem de profund, de tandrețe, de lumină, de... Poate că el are niște așteptări, deși mă îndoiesc să aibă cine știe ce așteptări. Cred că e conștient de puterea Doamnei și nu e vorba de o putere de seducție, e vorba de o vibrație foarte înaltă. Și cred că, de fapt, asta l-a atras la el. Asta l-a atras la Doamnă, de fapt. Cum îl percepe ea pe el? 4 de monede. Foarte obsedat de această structură fizică, am zis, de acest material. Obsedat, da? Nu se mai poate bucura, curge, da, se crapă, sânge, suferă. În această viață extrem de materială și materialistă. Și experimente, inclusiv sexuale, da? Sau senzuale. Am zis, eu nu știu cum poți să săruți pe cineva dacă nu ești îndrăgostit. Dar sunt unii oameni care... nu știu, chiar. Ea simte că e femeie de lumină. Dar această femeie de lumină este și energia feminină divină. Energia feminină dintre voi. Dintre voi doi, emoțiile care nu vă vor duce în întuneric, vă vor ridica. Aici este o vibrație, sunt niște vibrații. Aici radiază, veți radia. Veți radia. Mai după acest sărut, amândoi veți radia, clar. Amândoi veți... Va vedea lumea pe fața voastră cum sunteți. Cel puțin acest personaj va fi chiar altfel, poate că și voi. Dar voi, în general, radiați. Dar la acest personaj chiar se va vedea, va fi această explozie de culoare, de emoții. Poate chiar, nu știu de ce, poate chiar va și roșii la un moment dat. Hai să vedem ce alte cărți mai apar apropo de acest prins sărut. Am zis că cineva a fost blocat într-o viață, în triunghiuri amoroase, poate... Într-o viață toxică, super, iau-te, super materialiste, blocat. Blocat. Hai să vedem. Energia acestui moment. Energia acestui moment pentru numărul 3. Ia asta. Ce frumos, Regina de Cupe! Nu, nu mai număr. Hai să vină singure. Energia acestui moment, acestui sărut. Energia acestui sărut. Energia acestui sărut. Hai. Multă pasiune, dar spre multe. Clar. Va fi, da. Pasiunea va veni după. Cred că în acest moment veți experimenta o senzualitate divină. Divină. Și știu ce zic. Sper să înțelegeți. Sau după sărut veți înțelege ce vreau să zic. După sărut veți înțelege. Hai, mă dăm o carte, măcar 3 să am. Hai. Cum va fi acest moment? Ok. Temperanța, da. Hai. Mai dă o carte sau rămâne la astea 3? Sunt sărutări și sărutări. Sau săruturi și sărutări. Săruturi și sărutări. Că veți renaște. Și unul și celălalt. Veți renaște la o nouă viață. Am zis că e o chestie predestinată, destinată. Dar doamna dintr-o perspectivă, el din altă perspectivă. Și zic el, nu zic domnul, că poate că are o vârstă, nu știu, rămâne de văzut, dar eu cred că e o diferență de vârstă și de experiență și de înțelegere. Dar veți renaște amândoi. Amândoi. În primul rând, ea va fi inițiatoarea trezirii lui și el se va trezi la o nouă viață. Va înțelege că, de fapt, dragostea, lucrurile sunt altfel, nu așa cum le-a trăit. Cred că acesta este el. Da, acesta este el luptându-se cu gândurile, cu ego-ul, luptându-se să aibă putere, da, să se controleze. Așa simt că reprezintă pe el, că tot am vorbit de ce am vorbit. Însă energia momentului este, dragii mei, Regina de Cupe, 3D, băte și temperanța. Temperanța care nu știu de ce, e așa și Regina de Cupe și temperanța unite creează această femeie de lumină. Și avem, iau-te, regele și Regina de Cupe, că acesta e regele. Deci o pereche. Deci acest personaj trebuie să conștientizeze potențialul său. Potențialul său creativ, energetic, și culorile tuturor chakrelor. Emoțional, spiritual. Și în mod special ce văd? Văd mult galben. Aici este, nu are încredere în potențialul său. Da, poate că îl manifestă o viață în structuri fizice, în relații karmice. Nu, este un personaj nemanifestat, clar. Și ce veți simți? Dragoste, emoții profunde, am zis. Că vă hrăniți cu ceva ce, mai ales el, ce ați așteptat mult timp. Doamna a așteptat cu răbdare. Doamna a avut răbdare să se transforme, să crească, să se curețe. Are răbdare și cu el. Are răbdare. Posibil este o dragoste care a fost așteptată. Este o dragoste. Probabil că vă simțiți, vă iubiți unul, altul, amândoi de mai mult timp și a fost așteptată. Și nu s-a manifestat din cauza unui drum, din cauza unei depărtări, din cauza că cineva a trebuit să lase două băte, niște relații, niște pasiuni, niște situații, eventual să renunțe la acest stil, la aceste relații karmice. Însă a fost o așteptare care v-a cerut multă răbdare, însă Tocmai pentru că ați avut răbdare, manifestați această întâlnire, acest moment magic, așa simt, magic, care Doamna va turna emoții în sufletul lui. Cred că Doamna este cea, pentru că ea are cupa. Ea are cupa. El până acum a stat și s-a luptat cu ego, cu fricile, cu gândurile, cu stresul. Ea are 10 cupe. Din 10 mai dă încă una și încă una. Dă emoții cu duiumul. Va fi un sărut care vă va vindeca, mai ales pe el, mai ales pe el, în care se va plânge că Regina de Cupe este un personaj care plânge. Nu neapărat că ea plânge, poate să plângă și el. Poate că vor fi lacrimi din partea amândurora. Dar vor fi lacrimi. Lacrimi de fericire. Și clar că veți radia o nouă vibrație și unul și celălalt după acest sărut. La care ați visat, ați așteptat de mult timp. L-ați anticipat. Telepatic, când comunicați telepatic, când vă întâlneați în alte dimensiuni și vă sărutați în alte dimensiuni, acum l-ați manifestat. Și totuși este multă pasiune. Este și pasiune, este acest foc. Uite, și aripile sunt de foc. Puteți crește și prin pasiunea, dar ca să creșteți, ar trebui să se producă această trezire, această iluminare. Și acest moment de intimitate, să intrați în lumină, oh, Doamne, că nu știu cum o să vă explic eu anumite lucruri, cum să explic. Dar unii sigur mă înțelegeți. Poate că unii și practicați chestia asta. Dar cred că unii practicați. În momentul în care sărutați, îmbrățișați pe cineva, poate să fie și o îmbrățișare în familie, da? Dar acum vorbim de sărutări. Poate să fie și un act sexual, poate să fie o mângâiere în timpul preludiului. Vă conectați nu doar la partener, la latura fizică, ci vă conectați și la divinitate și sunteți un canal de lumină și îl transmiteți mai departe. Cel puțin cred că Doamna știe să facă lucrurile astea. Sau personajul care manifestă această energie poate să fie și domn, deși, repet, energia masculină este reprezentată de aceste două cărți, de reținerea emoțională, de o timiditate, de o rușine și totuși este o perlă aici. O perlă pe care ea o simte, o știe, îi știe potențialul. Eu simt un moment de multă tandrețe, în care sărutul nu va fi așa presant și plin de pasiune, va fi ceva blând, care veți aștepta mișcarea următoare, veți aștepta gestul următor, seria următoare de sărutări. Veți mai lacrimea un pic, iar vă veți săruta. Și uite, așa vă veți echilibra un pic emoțional. Și vă veți vindeca. Mai ales el. Mai ales el. Nu știu. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Voi încerca și cu alte ocazii, dacă vreți, evident, dacă vreți. Și rămâne de văzut cum o să încerc eu să-mi creez un limbaj special, pentru că dacă vrem să vorbim despre lucruri de genul acesta, trebuie un anumit limbaj și eu încă nu sunt obișnuită să vorbesc despre așa ceva în public. Însă, repet, sper că v-a plăcut și a fost o etalare plăcută pentru Valentine's. Iubire, iubire, inimioare! Mie nu-mi place Valentine's, dar am zis, hai totuși să vin cu ceva frumos. Nu pentru Valentine's, cât pentru faptul că ne apropiem de Dragobete, de dragul Betei, intrăm în zodia peștilor în foarte curând timp și peștii sunt așa cu emoțiile, cu romantismul, cel puțin majoritatea pe care știu eu. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa, pa, pa!